E ziua lui Gică Hagi astăzi, face 59 de ani. Ce mesaj ai pentru el? Da, eu nu mai știu, eu nu mai știu. Voi sunteți cumnat? Sunteți naș fiind, pardon? Da, sunt ele nașii mei la prima căsătorie și nașii băiatului meu mare. Așa. Da, i-am scris la mulți ani, nu vreau să-l deranjez cu telefon, are meci, știu cum e în timp, cum aș fi și eu, chiar dacă este ziua mea, nu răspund la telefon în ziua meciului, nici la mesaje, nici măcar soției, nu răspund la nimeni, prefer să rămân concentrat, conectat la ceea ce înseamnă ziua meciului și meciul în sine. I-am spus la mulți ani prin mesaj, să vă spun, eu spun și public, face 59 de ani. Să bată FCSB-ul? Dar ar fi perfect de ziua lui, cel mai frumos cadou și pentru el și pentru noi ăștia din spate. Adi, ai vreo întâmplare care te-a marcat cu Gică Hagi? Da, am una. M-a marcat pentru că a fost primul meu gol la echipa națională. A fost și primul meci când am jucat alături de el la echipa națională și mă refer la meciul cu Cipru de la Constanța, când a fost 19 metri. Normal că atunci când e Hagi în teren nu te apropii de... să iei mingea, mai ales că Hagi avea și în jur de 30 de ani atunci. Și ne așteptam cu să vedem cum bate Gică penalti. În schimb, mi-a dat mie mingea să execut eu și așa a venit și primul gol la echipa națională. A, serios? N-am știut. Deci, practic, Gică Hagi ți-a dat mingea, ți-a zis, Adi, du-te, bate tu penaltiul? Bine, dacă știa, probabil dacă știa că mai dau încă 34, nu știu dacă mai vedea. Da, asta n-am mai știut tot, da. Dar frumos gest, Adi. Da, frumos. Întotdeauna am fost unul dintre preferații lui atunci când era la echipa națională, niciodată. Adică era mai certăreț așa în teren. Vrea mai mult de la fiecare jucător în parte, iar eu scăpam de astfel de lucru, pentru probabil că eram și tânăr și pretențiile nu erau chiar așa de mari, așa cum erau față de ceilalți jucători colegi de-ai lui mai experimentați.